Peste 50 de străzi din municipiul Arad vor fi modernizate, lucrările urmând să fie finalizate în termen de 2 ani. Primarul Aradului, Gheorghe Falcă, a anunțat că în toamna acestui an va fi organizată licitația pentru desemnarea constructorului, urmând ca apoi să înceapă lucrările. Banii pentru modernizarea celor 53 de străzi, aflate în mai multe cartiere din municipiu, provin din bugetul local. Conform primarului, vor fi modernizați peste 12 km de drum. Am realizat o rețea de canalizare menajeră importantă în municipiul Arad. Dacă în urmă cu 10 ani am avut 54% rețea stradală cu canalizare, astăzi avem o rețea stradală cu 96% canalizare. Dar, după aceasta, la anumite proiecte nu a existat o revenire rapidă cu asfalt pe acele străzi, astfel că municipalitatea a realizat un proiect care se adresează exact acestor străzi, a declarat Gheorghe Falcă. Străzile care vor fi modernizate se află în cartierele Aradul Nou, Pârneava, Micălaca, Bujac, Aurel Vlaicu, în zona centrală și în centrul vechi.